Elevii de gimnaziu spun că petrec în medie 2 ore în fața calculatorului. În general, jocurile sunt cele care îi preocupă cel mai mult. Totuși, în orice moment, ar fi dispuși să le abandoneze pentru o tură în aer liber cu rolele. Ce ai alege? Să faci o activitate în aer liber? Eu știu, să te plimbi cu bicicleta sau cu rolele sau să stai în fața calculatorului să te joci? E o întrebare foarte grea. Cred că să ies pe afară. Prefer să mă joc, să ies afară, decât să stau în fața calculatorului. De ce? Pentru că afară te poți relaxa mai bine. Prefer activitățile sportive. Îmi place foarte mult sport, îmi place să alerg în timpul liber, chiar dacă e zăpadă afară, chiar dacă plouă, chiar dacă e soare, îmi place foarte mult să alerg. Adolescenții văd în calculator un mijloc de relaxare și totodată de informare în domeniile care îi preocupă în mod deosebit. În medie zilnic petrec cam vreo 2 ore în fața calculatorului. Nu sunt mare fan, să zic așa. Și pentru ce folosești calculatorul? Păi, în principal, pot să spun că pentru mine e un fel de mijloc de a mă relaxa, dar îl folosesc și în scopuri utile, cum ar fi să mă pregătesc pentru admitere, pentru că fac teste online. Tinerii folosesc calculatorul pentru internet, messenger sau pentru a-și face diferite teme pe care le au de rezolvat pentru școală. Când vine vorba de timp liber, fiecare alege rolele sau bicicleta sau orice altă activitate în aer liber. Un lucru este sigur, tendințele în materie de distracție s-au schimbat. Revine în forță petrecerea timpului liber cu gașca de prieteni, în detrimentul socializării pe internet. Până la urmă, virtualul este doar o iluzie.